Bună seara, stimați telespectatori! În emisiunea din această seară, în blocul de program, așa numit Bună seara, Voivodină, avem un invitat, ceea ce s-ar lega de emisiunea Contact. Invitata noastră este Oana Ursulescu și acum vă voi citi biografia pe scurt a acestei viitoare distinse, cum să-ți spun, intelectuală română din aceste spații. Deci Oana Ursulescu s-a născut la Zrenjanin în anul 1987. Era 4 mai și o zi superbă, mă amintesc foarte bine. A terminat școala generală la Novi Sad și apoi liceul lingvistic din Sremski Karlovci. A absolvit facultatea de filozofie din Novi Sad, secțiunea limba și literatura engleză, ca șefă de promoție. Tot la facultatea de filozofie a făcut și studiile de masterat cu o teză despre proza contemporană americană, mai precis intertextualitatea în romanele lui Paul Auster. Am zis bine cuvântul intertextualitate, că l-am repetat. Acum este doctorandă la aceeași catedră, iar teza de doctorat va fi axată tot pe literatura americană. Oana Ursulescu traduce din limba română, în primul rând proză contemporană, și a publicat traduceri în mai toate revistele literare din Serbia. Revistele Polja și Europa din Novi Sad, Beogradski književni časopis și književni magazin din Belgrad, Naš trag din Velika Plana și revista Korači din orașul Kragujevac. Ultima traducere a fost totuși din sârbă în română în revista din țara mamă Poesis International. În afară de traduceri, Oana Ursulescu publică și lucrări științifice în revistele Europa și în engleză. Journal of Anglo-American Studies. Am putut și eu să spun aceasta, dar poate că ar fi râs lumea de engleza mea de bancă. Doamne ferește, cred că aveți o engleză foarte ok. Mulțumesc. Buletin științific din Baia Mare, studii de știință și cultură din Arad. A luat parte la conferințe internaționale în Turcia, România și Ungaria. A frecventat cursuri de vară în Scoția și Austria. A fost bursieră a Institutului Cultural Român la cursurile pentru traducători în formare organizate anual la Mogoșoaia, la Palatele Brâncovenești. Oana Ursulescu scrie și proză. Prima carte de proză, Stone și pisicile pestrițe, a publicat-o la 14 ani. Ce curaj! Iar cea de a doua este în pregătire. Despre asta vom vorbi. Să începem cu ultima traducere pe care ai realizat-o din română în sârbă. Din sârbă, din sârbă în română. În română. Este publicată în revista Europa. Și ce m-a impresionat, eu am citit această novelă sau, mă rog, proze scurte, cât de bine este tradusă. Adică mi-am dat seama că a fost scrisă de, te rog să-mi spune, Muharrem Bazdul, care a scris-o într-un jargon, să zicem, de Sarajevo sau bosniac, și tu ai tradus-o într-un jargon de București. Așa este. În primul rând, bună seara și mulțumesc mult de invitație. Așa este. Ultima mea traducere, de fapt, este din sârbă în română. Și a apărut în revista Europa, în ultimul număr al revistei Europa, și în același timp a apărut și în revista Poesis International din România. Este vorba de o proză scurtă de Muharrem Bazdul, care este un tânăr autor din Sarajevo, din Bosnia, și proza scurtă, chiar cum am și spus, e scrisă într-un jargon, într-un argou de Sarajevo. Sigur că e mai greu să traduci un astfel de limbaj, pentru că niciodată nu știi dacă o să se potrivească termenele în limba sursă și în limba țintă, cum le numim. Eu am avut norocul să traduc un autor contemporan, un autor viu,
astfel încât am avut ocazia să-l întreb și pe el personal, în primul rând, ce înseamnă termenele respective în limba sursă, pentru, pentru ca să pot să le traduc în, în română. Argoul, într-adevăr, este argoul de București, pentru că eu am stat o vreme la București și acesta este argoul care mi este cel mai apropiat. Evident că toate centrele mari, Clujul, Timișoara, Brașovul și așa mai departe, au argourile lor, dar cred că totuși este pe înțelesul tuturor. Cred că n-ar avea nimeni probleme să citească traducerea, sper că n-ar avea probleme nimeni să citească traducerea mea în română și că cred că prinde și povestioara ca atare. Acum, să vorbim despre proza scurtă pe care ai tradus-o cel mai mult. Mie mi se pare, de exemplu, o proză scurtă, o nuvelă sau o povestioară foarte concentrată, adică parcă ai citit un roman și l-ai povestit. Aici în Corați, în această revistă, avem și în aceasta, avem o selecție de autori români contemporani. Așa e. Și povestioare foarte scurte. Cum faci selecția? Trebuie să spun în primul rând că proza scurtă ca și formă este, zic unii, cea mai dificilă, de fapt, de scris și, în același timp, evident, și de tradus. Edgar Allan Poe zicea că povestirea trebuie să fie suficient de scurtă ca să o poți citi dintr-o singură ședere. Adică dacă te-ai așezat, ai început-o și ai și terminat-o de citit povestioara respectivă. În revista Corații din Kragujevac am publicat o, să o numesc așa, o mini-antologie de proză scurtă contemporană română, pentru că mi se pare o formă foarte bine scrisă la momentul, în momentul ăsta în România. Sunt mulți autori din diferite generații care scriu foarte bine și se exprimă foarte bine în forma scurtă. A fost foarte greu, trebuie să spun că a fost foarte greu să mă hotărăsc ce autor o să includ și, de fapt, rezultatul pe care îl puteți citi, cred că și online în continuare, pentru că revista asta există și online și pe net, cred că este, în primul rând, că fiecare antologie e o viziune subiectivă, absolut subiectivă. Evident că trebuie să dați atenție și lucrurilor precum sunt, de exemplu, premiile internaționale pe care l-a primit un autor, care evident... Vorbești de un criteriu. Evident, de criteriile care le aplicați în selecția autorilor. Premiile internaționale sunt un criteriu. Altul sunt traducerile din opera autorului respectiv în alte limbi. Pentru că proza română contemporană se traduce foarte mult, din păcate în Serbia nu chiar atât de mult, pentru că în Serbia, ca și în celelalte culturi, așa numite culturi mici și limbi mici, deci care nu sunt limbi de circulație internațională, se traduce mai mult din literatura engleză, din literatura americană, franceză, italiană, spaniolă. În schimb, nu se traduce mult din limba română sau din limba bulgară sau din limba maghiară, precum și nici în România nu se traduce, evident, atât de mult din sârbă sau din bulgară. Deci sunt legile pieței într-un anumit fel. Eu am făcut selecția, evident, ținând cont și de autorii care sunt premiați, care sunt traduși, dar și autorii care îmi sunt apropiați mie. Autorii care comunică cu mine prin proza pe care o scriu. Am tradus mult mai multe povestiri, de fapt, decât am publicat în această revistă, pentru că spațiul era limitat. Și până la sfârșit m-am decis pentru 9 autori din diferite generații, deci din generația 80-iștilor. Era Mircea Cărtărescu, un autor renumit și cunoscut internațional, Doina Ruști, cu o povestire foarte interesantă, care, dacă o luați să o citiți,
o să vă dați seama că este foarte vizuală. Doina Rusin... Este vorba de Mărioara, nu? Asta e alta, dar și asta e un exemplu foarte bun. Povestirea Doamnei Ruștii este apartamentul 26. Aveți impresia că citiți un scenariu de film, sau măcar de un film de scurt metraj. Doamna fiind și profesoară la Facultatea de Teatru și Film din București. Alți dintre 80, cum am spus, era și Mircea Cărtărescu, inclus în această mică antologie, dar am mai inclus și autori din alte generații. Mărioara, povestirea unui autor din București tânăr și dar deja foarte renumit, Andrei Ruse, în care are deja două, dacă nu mă înșel, două romane publicate și proza aceasta scurtă care mi se pare absolut superbă. Sper să fie ieșit bine și în limba sârbă, tot așa de bine cât a ieșit în limba română. Și deci sunt autori din diferite generații pentru a da un fel de așa de o privire generală asupra momentului acesta care este acum în literatura contemporană. Dacă ne oprim aici la acest moment, de exemplu, al literaturii române contemporane, putem spune că există o temă, comunismul, care, dacă îl traduci într-o altă limbă, cine știe, am așteptat la coadă sau nu știu ce. Astea sunt, apropo de capcanele de traducere, dar revenim la capcane. Ce se întâmplă? Se întâmplă, adică în România, cât cunosc, că s-a făcut o explozie în teatru după Revoluție, în film, dar în literatură mai puțin. Tu s-am așteptat că după Revoluție scriitorii vor scoate din pupitre ascunse sau, mă rog, compartimente ascunse, romane, nuvele și așa mai departe. N-a scos nimeni. Abia în ultimul timp, să zicem, apare o literatură care este cunoscută pe plan internațional. Facem acum paralela asta între două culturi. Până nu am intrat în emisiune, într-o convorbire la o cafea, ai precizat cam așa, dacă pot să te parafrazez, că nu este, că trebuie de fapt să cunoști cultura din care traduci și cultura în care traduci. Asta este cel mai important lucru. Mă gândesc, așa ți-a fost hărăzit să cunoști amândouă culturi, și română și sârbă. Adică, sper că astea sunt cele mai apropiate. Așa este. Un profesor de-ai mei zicea că atunci când traducem, de fapt, nu traducem dintr-o limbă într-alta, ci dintr-o cultură într-alta. De fapt, în spatele literaturii care se scrie, există o cultură enormă. În acest sens, tu ca traducător trebuie să traduci această cultură. Uneori e foarte greu, pentru că realitatea aceasta care există în spatele literaturii este intraductibilă în altă cultură din simplu motiv că cele două culturi poate nu sunt nici geografic atât de apropiate, istoric, geografic, cum doriți, și unui popor, unui cititor dintr-o altă cultură e foarte greu să înțeleagă ce vrea autorul să zică. Sunt și niște exemple foarte haioase, foarte interesante. Apropo de capcane, da? Apropo de capcane, da. Un exemplu care cred că a intrat deja în istorie, în istoria traducerii prozei contemporane române, e cazul japonezei rumene. Acum, japonezele sunt niște pâinici, mâncate în se fac în România, în București știu că se fac pentru că le-am mâncat și eu, dar cred că se fac și în România, în alte părți. Acum personajul luase să mănânce o japoneză, o pâinică din alea rumenă. Traducătorul, necunoscând această prăjitură, da, bucătărie românești, a zis că personajul a
a luat să mănânce o japoneză, adică o, mă rog, o femeie, o fetiță din Japonia, rumenă, la obraj, și l-a făcut pe personajul respectiv canibal, ceea ce el nu era și nu era cazul. Comunismul ca temă, sigur că era foarte actual, e și în continuare foarte actual în, și în film, cum știu foarte bine, și în teatru, și în literatură, dar am impresia că după o perioadă de aproape o obsesie cu această perioadă lungă, îndelungată și evident foarte grea pentru poporul român, cred că acum foarte mulți autori se axează pe realitatea postcomunistă, de fapt. Pe tot ceea ce a rămas după comunism. Deci generația asta care crește și care se formează acum al autorilor tine, dar și cei mai în vârstă, cred că totuși încearcă să descrie o realitate postcomunistă, ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că este o realitate complicată, nu? Complexă, cu traumele și, mă rog, complexele care existau până România era în era comunistă și cu realitatea de acum, care este una complet altfel, una capitalistă, una, o realitate a României în tranziție și așa mai departe. Care a venit foarte brusc și a dat totul peste cap. Exact. Probabil că tot aceasta se reflectă și în scrierile, mai ales a tinerilor autori. Deci, ai realizat pentru casa noastră de televiziune un interviu cu Cărtărescu și mi-ai spus că l-ai și cunoscut și înainte, cât am înțeles eu, și că ți se pare un autor de o mare valoare. Se vorbește de altfel despre acest Cărtărescu, că este candidat la Premiul Nobel pentru literatură. Așa este. Eu pe domnul Cărtărescu l-am cunoscut la București acum 2 ani, când a început, de fapt, cariera aceasta modestă de traducător din română, pentru că eram cu o bursă, plecată cu o bursă în România. Am primit o bursă de la Institutul Cultural Român, de la ICR, care pe timpul acela organiza burse pentru traducători în formare și separat burse pentru traducători cu experiență. Am aplicat, am reușit să primesc bursa aceasta și am plecat 2 luni la Mogoșoaia, la Palatele Brâncovenești, lângă București, și am stat acolo 2 luni. Noi 10, deci erau câte 2 serii în fiecare an, cu 10 participanți din diferite țări. Cred că a fost o idee foarte bună și un proiect care a dat mulți traducători din română, multe traduceri realizate în străinătate. Se făceau la fața locului. Nu, aceste traduceri, aceste traduceri se făceau în general de oamenii care odată veneau pe la Mogoșoaia, stăteau 2 luni acolo, erau absolut fascinați de cultura română, au învățat foarte mult despre ea și s-au hotărât să traducă unii autori și contemporani, dar și alți autori. De pildă, există foarte multe. Adică există mult mai multe traduceri, de exemplu, în limba polonă acum, decât existau acum 15 ani. În limba italiană la fel, în limba franceză la fel. Și în limba sârbă, adică eu sunt unul dintre exemple. Așa, deci am stat 2 luni la Mogoșoaia, am fost instruit de profesorul Florin Bican, care este de altfel un traducător renumit din și în limba engleză, engleză-română, cu care am stat 2 luni în fiecare zi, ore în șir, și am vorbit despre cărți. Ori mie mi se pare o situație ideală. Eu n-am mai avut o experiență atât de frumoasă, adică să stai și să vorbești despre cărți 2 luni de zile, mi s-a părut absolut superb. În afară de cursurile propriu-zise, am avut ocazia să cunoaștem autori care veneau pe la noi, deci veneau să ne viziteze, să ne vorbească despre proza lor, să le punem tot felul de întrebări, să le punem întrebări la care nici ei singuri nu se gândiseră până atunci. Da. L-am cunoscut, printre alții, pe Petre Barbu, pe Marin Mălaicu Hondrari, un scriitor foarte, foarte bun și foarte interesant,
L-am cunoscut pe domnul Mircea Cărtărescu și am și fost la niște, la unele dintre predările lui la Facultatea de Litere din București, unde domnul Cărtărescu este profesor. Și anul acesta, ca să ajung la întrebarea dumneavoastră, anul acesta s-a organizat Festivalul Internațional de Poezie, aici la Novi Sad, unde domnul Cărtărescu a primit marele premiu al festivalului pentru poezia pe care o scrie. Și pe lângă el au mai fost câțiva autori. A fost Dan Coman, Dan Coman și Radu Vancu din generația asta a 2000-știlor, cum îi cheamă așa popular. Le zice, da. Așa, în cercurile literare. Și a fost foarte frumos, evident, să-i cunoaște mai bine, să stăm de vorbă cu ei, dar am reușit să realizez și un interviu pentru Radio Televiziunea Voivodinei cu domnul Cărtărescu. Un interviu de aproape jumate de oră, care a mers deja pe postul televiziunii și sper să mai meargă. E și subtitrat în limba sârbă, pentru că mi se pare Cărtărescu un autor extrem de important, care sper să fie mai bine cunoscut și de publicul care citește în limba sârbă. Unde ar fi norocul să ia premiul Nobel și noi imediat să punem pe post acest interviu și să te vadă lumea din nou. Ar fi fost ceva exclusiv. De ziariste. Trebuie să revenim acum la faptul că ai crescut într-o familie de intelectuali în care se citește foarte mult și este o selecție foarte, foarte rigidă în ceea ce se citește. Cât te-a ajutat familia, de fapt, mama și tata, în a te orienta spre anumit gen de literatură, de a scrie și așa mai departe? Cred că m-au ajutat foarte mult. Adică nu numai că m-au ajutat, ei de fapt au... Ei sunt, trebuie să le mulțumesc lor în primul rând pentru puținele lucruri pe care am apucat să le fac până acum, sper să fac mai multe în viitor. Da, s-a citit întotdeauna foarte mult la noi în casă, dar cred că ceea ce m-a ajutat pe mine foarte mult este că se citea în limba română și se vorbea limba română în casă. Ori noi vorbeam, evident, dialectul bănățean, dar citind în limba literară, mergând în România, unde avem și prieteni foarte mulți, am reușit să păstrez și eu contactul cu limba română, pentru că, sigur, contactul nici se pierde. Nici o școală n-a terminat în limba română. Absolut. Asta este. Decât cursurile de la Ivolo la Rivar, asta a fost tot. Exact. Și erai foarte mică atunci. Exact. Eu școala am făcut școală sârbească, de la școala generală până la doctorat acum, și doctoratul îl fac tot în limba sârbă. Bine, axat pe literatură engleză, dar tot în limba sârbă. Și sigur că acest contact cu limba maternă, dacă nu se vorbește în casă, se pierde. Pentru că așa este realitatea. Dar am avut acest noroc să plec în România și stau la București. Am primit această bursă de la ICR și am stat 2 luni, după care m-am hotărât să mă și mut la București. Am stat acolo o vreme, am muncit acolo. Dar cred că acest prim pas, de fapt, pentru acel prim pas trebuie să le mulțumesc, desigur, părinților mei, da. Despre acel București în care am trăit și eu și am trăit pe vremea comunismului și cercul de intelectuali în care m-am învârtit era unul destul de mare și întotdeauna a fost în București o boemă intelectuală, poeți intelectuali, mă amintesc de una, Emilia Poeta, cam nebună. În general, toată lumea asta artistică este un pic nebună. Cred că te-ai convins de acest lucru. Da, cred că nebună, dar în sensul pozitiv al cuvântului. Da, că asta nu se spun, că în sensul sigur, pozitiv. Sigur, e o nebunie creativă. Și tot așa prin profesorul Florin Bican, care ne-a întâmpinat și a avut grijă de noi 2 luni de zile acolo la Mogoșaia, tot prin el, am putut să cunoaștem și nu doar scriitori, ci și pictori,
sculptori, ziariști, traducători, ceea ce este foarte important, traducători care traduc din limba română în alte limbi și sunt stabiliți la București. Sunt americani, sunt plini de americani acolo care au venit la București, s-au îndrăgostit atât de mult de orașul acela că nu s-au mai întors în spate. Tu ai scăpat de asta sau nu? Te-ai îndrăgostit și tu un pic? Eu m-am îndrăgostit de București foarte tare, da. Cred că eram întotdeauna îndrăgostită, de fapt, dar atunci când am stat 2 luni și mi-am dat seama că pot și să stau acolo și că pot face o viață acolo, m-am și dus. Am și plecat. Prin forța împrejurărilor m-am întors deocamdată, dar mă atrage mereu Bucureștiul și plec cam de 2-3 ori pe an obligatoriu. Plec. Și știu că vii cu o valiză de cărți după tine. Desigur, da. Pentru că sunt foarte multe lucruri care merită cumpărate și citite în România în momentul acesta. Da, mai trebuie să spunem un lucru, că deocamdată în biblioteca familiei Ursulescu sunt câte titluri? Maică-mea poartă evidența, dar cred că sunt în jur de 5 sau poate peste 5.000 de cărți în diferite limbi. Eu deocamdată le cumpăr și în română, și în sârbă, și în engleză, și în celelalte limbi pe care le vorbesc. Părinții mei la fel, le cumpără, nu știu dacă le citesc, dar le cumpără. Și suntem foarte fericiți de biblioteca noastră. Asta este un lucru extraordinar, pe care citeam zilele acestea că scriitorul Cârleja în biblioteca lui a avut 4.700 și vreo 60 de cărți, dacă nu mă înșel. Deci l-ați depășit pe Cârleja. L-am depășit, da. Felicitări și pentru aceasta. Cărțile costă destul de mult. Cărțile costă destul de mult, da. În România cred că totuși nu costă atât de mult ca la noi. Cred că costă mai puțin, se și publică mult mai mult, deci e și piața mult mai mare și se publică mai mult, se cumpără mai mult, se citește mai mult. Bucureștiul are avantajul de a avea un metrou, ceea ce le dă posibilitatea pasagerilor și să citească. Ori aici nu prea citiți dacă sunteți într-un autobuz sau într-un tren sau știu eu, în mașină. Nu o să vă puneți să citiți, dar în metrou, eu am citit foarte mult în metrou, în București. Și poate asta e soluția. Nu știu, dacă vrem să facem oamenii să citească mai mult, poate trebuie mai întâi să facem un metrou și la noi. Este cititul și traducerea un refugiu pentru un om intelectual? Sigur că este un refugiu. Este o muncă, un servici, dar un servici care pe mine mă bucură. Dacă stau până dimineața și nu pot să găsesc soluția la o frază sau, mă rog, dacă un text mă chinuie atât de mult, totuși mă culc, poate de dimineață găsesc soluția și simt o satisfacție. Cred că e o muncă mult mai plăcută decât altele. Ceea ce mai vreau să spun în legătură cu dificultățile întâmpinate în traducere este că, vorbind despre comunism și era comunismului, sunt foarte multe exemple. Te rog să-mi dai exemplu cu bananele verzi, că asta este. Așa. Într-o carte, trebuie să recunosc că am uitat autorul, dar imaginea este a bananelor verzi puse la copt pe dulap. Unde autorul spune că doar sunt puse pe dulap. Exact, nu dă niciun fel de explicație. Deci sunt niște banane verzi puse la copt pe dulap. În era comunismului, bananele nu se prea găseau. Și dacă se găseau, da, se găseau verzi. Dacă băgau banane, pentru că așa se zicea, ce a intrat, adică ce au băgat, dacă băgau carne, sau adică ce ajungea la... Ce se la... bagă, ce se dă. Exact. Era o întrebare în vremea comunismului. Dacă se dădeau banane, erau verzi și trebuia să le pui la copt pe dulap. Ori un cititor din Japonia, de exemplu, dacă nu îi se explică această imagine, el nu are cum să știe, nu are cum să simtă această subtilitate, această simbolică a bananelor puse la copt. Pentru el poate să fie doar o imagine suprarealistă și atât. Deci niște banane puse la copt pe un dulap vechi într-un apartament micuț
în București. De unde se știe japonezul că nu, în București până în 89 nu erau banane, nu erau portocale, nu era nimic aproape. Exact. Și asta este, dar timpul s-a cam scurs și lista a rămas de întrebări și de teze aici foarte lungă. Pentru sfârșit, câte limbi vorbești? Păi eu vorbesc 5 limbi pe care mă străduiesc să le vorbesc cât mai bine și încă una sau asta poate este două interesant. Un pic. Cu limba nu idiș? Ivritul, limba ebraică, da, este o nouă pasiune a mea. Da, am început să învăț anul trecut, iarăși prin forța împrejurărilor și mi-a plăcut foarte mult, dar e și foarte grea. Și cu toate pe care le am, și serviciu și doctoratul, trebuie să recunosc că am foarte puțin timp, dar sper să se schimbe și asta. Este tentantă, să zicem așa. Foarte, foarte tentantă, da. Și este o limbă artificială, cât eu... Da, este... Că nu este idișul este... Idișul, da, idișul este limba ovreilor din Europa, cu o bază germanică. De fapt, este o limbă germanică, se consideră germanică, dar ivritul, adică limba ebraică, limba vorbită în Israel, a fost creată înainte să se creeze statul Israel ca atare și ca și construcție, ca și sistem, limba nu este foarte complicată, adică este mai ușoară decât, să zicem, latina sau, Doamne ferește, italiana, care este foarte complicată ca și structură. Dar dacă vă puneți să învățați doar să scrieți și să citiți, cred că ajungeți la 2 ani minimum doar pentru a învăța să scrieți și să citiți. Deci asta da, este problema. Da, având în vedere alfabetul și scrisul invers. De la, în direcția opusă. În direcția opusă. Din, deci, de la dreapta de la, în stânga. Da, de la stânga la dreapta, nu? De la dreapta în stânga. De la dreapta în stânga. Îți doresc succes să înveți și această limbă. Mulțumesc. Și să traduci și din această limbă. Deci ne-au mai rămas multe întrebări aici notate, dar totuși aceasta este cartea, prima carte, publicată la 14 ani și aici în biografia ta scrie că este în, a doua carte este în pregătire. Este un secret sau nu îl pot spune? Este un secret deocamdată. Să rămânem atunci este la... în pregătire, să rămânem la asta deocamdată. La asta, să o vedem tipărită. Doamne ajută! Eu îți doresc să tipărești asta, să traduci mult mai mult, de altfel, stimați telespectatori, în toate aceste cărți, reviste pe care le avem aici în studio, sunt traduceri de Oana Ursulescu. Oana, mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc pentru invitație. Participare! Și încă mult succes în viitor. Doar asta se mai spune, că acum e și profesoară la... Sunt profesoară la liceul care l-am absolvit și eu, la Sremski Karlovci. Și cum, te simți cum te simți să intri în clasele unde ai fost elevă? Era ciudat la început, dar m-am acomodat și copiii sunt foarte deștepți și foarte harnici și se lucrează foarte frumos cu ei. A rămas acel liceu la renumele pe care l-a avut? Nu știu dacă sunt obiectivă, dar cred că da. Cred că a rămas la nivelul la care era și când eram eu elevă și când erau mulți alții înaintea mea. Mare nume ale... Îți doresc să contribui și tu la renumele acestui liceu și multe alte traduceri, cum spuneam mai înainte. Aici încheiem partea aceasta de emisiune. Crea noi, de fapt, îi zicem contact. Așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mulțumesc că ați acordat spațiu și acestei teme, literaturii și traducerilor. Este o temă foarte vastă, acum am dat seama, credeam că nu avem ce discuta jumătate de oră, se pare că am putut discuta o oră și jumătate. Cred că am fi putut, liber, da. Da, da. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Iar acum
stimați telespectatori, urmează un reportaj, un reportaj documentar realizat anul trecut, ce-i drept, în dunele de nisip ale Delibleții. Am întâlnit o femeie ieșită din comun, Clotilda Milanovici, Clodica, cum îi zice toată lumea, care impresionează prin ceea ce face, prin forța pe care o are de a lupta cu viața și cu problemele care le impune. Să-l urmărim. Clotilda Milanovici este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Prin ceea ce face, trăiește o viață spirituală intensă. Este o eroină lirică a dunelor de nisip ale Delibleții. Am întâlnit numeroși artiști, însă nu în așa condiții. Era o caniculă, poate chiar peste 40 de grade, iar la umbra unui nuc bătrân, exact ca și în cunoscuta romanță, Clotilda Milanovici, calmă și dispusă de dialog. Fără a face introducerile de rigoare, dialogul a început spontan. Este cunoscut că fiecare colț de lume are un protector, iar dunele de nisip au zâna lor pe care a portretizat-o chiar Clotilda, sau Clodica, cum îi zice toată lumea. Sliku sam uradila za dva dana, ali sam listove skupljala celog leta, ali sam zato te listove našla u takvom stanju. Insekti su heklali ovog leta za mene, poput briselske čipke. I mislim da od svega do sada što sam uradila da je ona najimpresivnija. A ovde sam 30 godina, ovog juna je bilo 30 godina, inače sam rodom iz Paraćina. Iz Paraćina ste. Da. Imate nemačko prezime? Da. Po mom ocu, to su bili vrhunski stručnjaci za staklo. On je za tim poslom došao. I evo primjera. Evo primjera, to je iz te fabrike. Da li je baš od vašeg oca ili je... Pa on je bio tada poslovlja starog pogona, a brusio je moj teča. To je njegovih ruku delo. Dobro, da nešto o ovom parku. A to je život, ne jedan. To je više života, okruženja i događaja juče, danas, a možda i sutra. Počelo je prošlih izbora još, pa je malo bilo vezano za politiku, a sad pošto nije baš bilo mnogo sreće, sad idemo na drugu temu. Malo kulture, slike, pesme, poezija, proza, to. Interesantno da, na primjer, gledali ste na televiziju oca Porfirija i odmah ste ga i portretisali. Da, izuzetno poštujem i cenim, posebno rad tog manastira i
one koje tamo leče, koliko uspešno, to će život da pokaže, i iz tih povoda. A još hoću da vam kažem da je sve to poteklo iza emisija Velje Pavlovića i njegovih duhovnika. To je bio početak stvari i zahvalna sam mu na tome. Zapazio sam jednu vašu sliku gde ste rekli da je kosmička muzika. Na rukama tog, nazovimo, gorica, svirača, tog iznad svih. Tu na svakom prstu je napisana jedna Božja zapovest. Tu su 10 Božjih zapovesti na rukama tog iznad. Da li, znači, ovde vi možete da čujete tu muziku? Čujem. A znate šta mi se dogodilo pre neku noć? Probudim se, sanjam pokojnog patrijarha Pavla koji mi kaže: ajde skoči, vodu mi natoči da operem oči. Baš tako, tim rečima. Ja skočim i svesna da je to san. Izletim na terasu, nikog na terasi, a tu stavljam jednu činijicu vevericama za vodu. Tačno tog momenta ta činijica je pala i odmah sam se rasanila. Da li je neko nekad hteo da kupi neku vašu sliku ili neki... Pa i da jeste, to nikad ne bih prodavala. Ne. Pa to slikari od toga žive. Ja živim od svoje penzije koje su zaradili kao knjigovođa. I meni je to samo jedno emotivno zadovoljstvo. Tako mi se samo uzmuva duša obična i to je to. Nije sve za prodaju. Nije u pitanju Picasso. Ne, koliko žive, dovoljno je. Znate koju sad želju imam? I evo ga ovde, evo ga pred vama. Iskucan je, roman, Bog tu šumu okrenuo. Imam želju to da štampam i imam jednu zbirčicu, oko 60-ak pesama. Sad me to kopka, sad mi je to ambicija. Recite o ovom vašem romanu nešto. Pa znate šta, moja baka nikad nije psovala. Mađarica poreklom, Julijana Weber se zvala. Ona je rekla, kad je bila ljuta, Bog te u šumu okrenuo. I tako i bi. Ovde sam 30 godina i za 3 godine života ovde suprug je preminuo i ostala sam ovde sa sinovima i stvarno me Bog u šumu okrenuo. I to je na tu temu. To je jedna životna priča, ne ispovest, ali može i da bude kao za moju unučad ispovest tvoje bake. U mladosti malo sam bila vragolasta. Ja sam se bavila padobranstvom i bila sam u reprezentaciji bivše SFRJ u padobranstvu. Imamo samo za one prilike, to je bilo dosta, 300 skokova.
a sada skaču 5-6 puta dnevno. A mi smo bile sretne kad skočimo 2 puta na dan. Onda je bilo samo jedan skok dnevno. Tako je bilo dozvoljeno. Jedino na pripremama, onda smo 2-3 puta. I počela sam u tom aeroklubu u Paraćinu, naša krila se zvao. A sam bila po svim aerodrovima ondašnje Jugoslavije. I najdraža mi je zlatna medalja iz Rijeke, 68. godine. Da li ste leteli nekad iznad ove peščere? Pa da, ne znajući da ću da živim u njoj. Ja kad sam u Vršcu, ja sam tu počela, zapravo mi kad sam ja počela aerodrom nije ni postao u Davidovcu kod Paraćina, nego u Vršcu. I prvo vazdušno krštenje bilo je tu blizu. I možda sam preletela ovde ne znajući da ću tu da živim. Tako je bilo. U Vršcu sam počela. I to je neka koincidencija na kraju. Krajeva. Pa evo, znate šta još, moj otac kao vrsni staklarski majstor zvat je da pređe da radi u staklari ovde u Alibunaru. I odbio je, navodno, da je loša voda u Banatu, da onda još mislio na one artirske bunare, ali sada sve to nije tako, sada pumpe, struja, sve, voda je baš izuzetno kvalitetna i ovde kod nas. Tako da, neki čudni putevi, gospodnji. Stigla sam ovde, blizu Vršca. A da li ste se interesovali za vaše poreklo, odakle su vaši roditelji? Znam da je kao mali otac bio u Čehoslovačkoj, pa su bili u Sisku i kad je zatvorena staklara u Sisku, onda su prešli. Za Paraćin, moj otac je od 40.